În sportul de la cel mai înalt nivel, relația sportiv-antrenor trebuie să fie aproape perfectă pentru ca obiectivele mărețe să fie atinse. David Popovici și Adrian Rădolescu par să știe aceste lucruri foarte bine. Între două antrenamente, sportivul clubului Steaua București a făcut o radiografie a lui 2020 și a vorbit despre colaborarea cu tehnicianul, care este aproape de la vârsta de 9 ani. Bună, David! Cum a fost ziua ta azi? Salut! M-am trezit și am venit direct la antrenament. Cum mai descrie anul competițional 2020 în câteva cuvinte? Haotic, dar am încercat să mă organizez cât de bine s-a putut. În ciuda unui an extrem de complicat, ai reușit totuși să participi la câteva competiții, iar rezultatele tale au fost dintre cele mai bune. Care a fost cheia succesului? Cheia succesului, cel puțin pentru mine și pentru antrenorul meu, a fost să nu ne lăsăm demoralizați de pauza imensă pentru noi notătorii pe care am avut-o. Și să ne antrenăm în ciuda faptului că nu ne putem verifica la competiții. Așa merită. Care a fost cel mai greu moment pentru tine? Când a început carantina, cea în care am stat aproximativ 2 luni, după câteva săptămâni de carantină începusem să fiu trist, să-mi dau seama că, băi, eu chiar nu voi intra în apă, o să pierd rău de tot, nu o să mai știu să not, dar mi-am revenit atunci când am intrat în apă și n-a fost chiar de rău de cât mă așteptam. Mi-a fost mai greu să mă coordonez, dar n-am uitat nimic, în 2-3 zile eram eu din nou. Și care a fost cel mai plăcut moment pentru tine? În octombrie, naționalele. Acolo m-am simțit cel mai bine pentru că am reușit să-mi fac niște timp foarte bun și să-mi demonstrez că, deși n-am avut cum să mă verific, n-am muncit degeaba. Lucrez de la vârsta de 9 ani cu Adrian Rădulescu, antrenorul tău. Cum mai descrie relația dintre tine și dânsul? Aș spune că suntem, în primul rând, niște prieteni foarte buni și ne înțelegem unul pe celălalt. Cred că ne ajută foarte mult în relația cu notul, antrenor sportiv, și că vorbim și despre multe alte subiecte. Inclusiv despre fete? Inclusiv despre fete, mai dă sfaturi, îi mai dau eu, glumesc. Cum l-ai caracteriza pe domnul antrenor? Carismatic, inteligent, pus pe treabă, hotărât și amuzant, câteodată. Antrenorul Adrian Rădulescu îndeamnă pe părinți să hrănească relația sportiv-tehnician și speră ca David să îndeplinească un vis și să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum mai descrie relația antrenor-elev? Cred că relația antrenor-elev trebuie să se bazeze pe încredere. Asta e un sfat pe care îl dau tuturor părinților. Să încerce să hrănească relația asta dintre antrenor și sportiv, iar dacă ea există și e sănătoasă, să aibă încredere în ea, să aibă răbdare. Cum l-ai caracterizat pe sportivul David Popovici? Este un sportiv cu o capacitate de mobilizare fantastică. E un sportiv care se adaptează destul de repede în fața provocărilor și care este consecvent în pregătire. Ce a reprezentat pentru tine ca antrenor faptul că David ar ajunge la Tokyo? Pentru mine personal ar fi o reușită și îndeplinirea unui vis cu care am pornit în această meserie. La început de an nou, David Popovici își dorește să participe la cât mai multe competiții în 2021 și e convins că într-o zi va ajunge campion olimpic. Ce îți propui pentru anul 2021? Nu-mi propun să merg la europenele de juniori, cât și la cele de seniori, să încerc să mă calific la Jocurile Olimpice, bineînțeles, și să merg la cât mai multe concursuri la care să-mi fac timp cât mai bun. Care este marele tău vis ca și sportiv și ce vei face pentru a ți-l îndeplini? Cred că cel mai mare vis al meu este să ajung campion olimpic, ceea ce voi ajunge într-o zi, nu-i problemă, doar e nevoie de timp. Sunt dispus să muncesc în fiecare zi, cum am făcut și astăzi, să mă trezesc de dimineață, să vin la antrenament, să vin la 2 antrenamente și la sală. Și sper că într-o zi să ajung acolo, să mă pot folosi de faima pe care o voi avea și să fac cât mai mult bine.